Poliția intervine când ăștia au terminat de tăiat tot. Seria pierde în Călăraș. De ochii lumii doar intervine. Și vă-ți rușina, domnii polițiști. Țineți-i apărați. Două mașini de Călăraș cu serie PR. Și uitați-vă câtă vegetație au distrus ăștia. Un platan omorât. Și o grămadă de alți copaci creșteau din urmă, sau tufe. Probabil următorii sunt platanii ăștia la alții. După care dau foc la tot și zic, gata, nu-i spațiu verde. Vrem autorizație să construim. Pe pământul nostru, care ne-a fost dat din parc. Ia uitați-vă, alei betonate. Spațiu verde, parc de câteva decenii, de aproape un veac. Și acum a devenit proprietate privată. O tăie dintr-un plămân ca să-și facă ăștia sculă de basculă, să le iasă banii. Arțar viu, plop mort, distrus. Și aici un dezastru în inima capitalei, care s-a întâmplat cu complicitatea autorităților statului. Primăria locală, primăria generală, poliția locală din sector și municipală, garda de mediu, toată lumea e complice la dezastru ăsta. Ori sunt incompetenți și nu știu să apere spațiile verzi, ori sunt corupți și au fost motivați cumva să tacă, să nu se implice. 11 incendii în câteva luni în același loc, în timp ce alte parcuri nu ard, nu li s-a părut suspect, prea mult, suficient? Nu e așa că trebuia să intervină? Cu poliție, cu jandarmerie, cu pompieri, camere de supraveghere. Pune-le pe perimetru dacă nu poți să le întorci spre proprietate privată. Dacă nu vrei, așa și zeu, să înțelegem că nu vrei să protejezi spațiile verzi, că nu-ți pasă de sănătatea nici a ta, nici a noastră. Și data viitoare alegem pe alții. Eventual facem referendum de rechemare din funcție înainte de termen. Facem alegeri locale anticipate. Dăm afară șeful poliției municipale, nu acum. Imediat când am intrat în funcție și am văzut că e ineficient, incompetent sau poate chiar corupt. Of. Parcul Alexandru Ioan Cuza, Titan sau Iore, are trei nume și nicio protecție, nicio grijă, niciun gospodar aici. Oamenii îl folosesc pentru odihnă, sport. Dar ei vor să facă aici betoane, business. Deocamdată l-au lăsat în mizerie.